anunț că la începutul ședinței de astăzi am înregistrat prezența 84 de deputați. Microfonul domnului Voronin, vă rog. O precizare. Ieri, în cadrul intervenției procurorului general pe tema respectivă, la mine, cum întâmplător aici, butelile astea sunt foarte mici și eu am apăsat în ceea ce trebuie. Eu precizez că eu am votat pro. Domnul președinte, eu am văzut, dar eu eram sigur că n-are cum să fie altfel decât majoritatea... Mă tai ești vinovat, deși ai înțeles. Cineva apasă pe tot felul de butoane, dar cineva e de vină. Eu am înțeles. În timpul acesta, noi discutăm cu doamna Alesea și ne tani în gurgai, da. Propun să mergem mai departe. Doamna Coșeru? Proiectul de lege are drept scop interzicerea construcțiilor capitale în spațiile verzi ale localităților urbane și rurale, care aparțin domeniului public. Rog, inițiem procedura de vot. Votat în lectura a doua de 58 de deputați. Următorul proiect, domn Păscăluță, vă rog. Proiectul de lege pentru ratificarea acordului de modificare și reformularea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind infrastructura feroviară și parcul de material rulant al Republicii Moldova. Prin intermediul acordului propus, se dispune majorarea sumei alocate de către BIE, de la 50 la 74 de milioane de euro. Prima întrebare, domnul Reidman, vă rog. В чем будет состоять развитие инфраструктуры железной дороги? Конкретно, на что эти деньги пойдут? Реабилитарea тронсонului de cale ferată Bender, Căușeni, Basarabească, Ietulia, Giurgiulești, care urmează să înceapă în primăvara anului viitor. Rog, inițiem procedura de vot susținut de 58 de deputați. Următorul proiect propus atenției dumneavoastră, domnul Budeanschi, vă rog, la tribuna centrală. La data de 20 decembrie 2021, Consiliul de Directori Executivi al Fondului Monetar Internațional a aprobat acordul cu Republica Moldova, finanțat prin două instrumente de creditare, mecanismul extins de creditare și mecanismul de finanțare extinsă, care are ca scop susținerea programului de reforme economice și financiare ale statului. Valoarea totală a programului este de 400 milioane de drepturi speciale de tragere, dintre care 314,3 milioane sunt destinate pentru suport bugetar și 85,7 milioane sunt împrumut destinat pentru Banca Națională a Moldovei. Este de dorit ca să ne specificați unde concret vor fi targetate aceste împrumuturi? El nu are o destinație anume. El vine pentru finanțarea proiectelor implementate de către Guvernul Republicii Moldova. Domnul Reidman, următoarea... Господин министр, вы назвали проценты по второму кредиту, там 200 с чем-то, почти 300 миллионов долларов, проценты, процент нулевой до 23 года, а кредит этот рассчитан на 10 лет. А дальше? Ну, поц гарантец, что по виитор вафи зеро, дар ин орчи каз... Eu trebuie să vă spun că acest împrumut este un împrumut clar concesional, adică el într-una va fi mai ieftin decât orice împrumut de pe piață. Niciodată, până la 2009, valutnei fond, a cărui mă сейчас говорим, не давал денег на поддержку бюджета. И только когда к власти здесь пришли либералы, им начали затыкать дыры бюджетные. Фонд монетар не может аккордать нечто бань, как стату респектив, дупая сей арунчи певынт. Ей тотуш дореск ун ангажамент им парта гувернулуй, кари свина пе реформеле чецин де спаларя банилор, де коррупции. Господин Лайба, вы, кажется, были советником Филата по экономическим вопросам какое-то время, да? Я хочу сказать, что правительству Филата Международный валютный фонд тоже давал помощь на программы, все то, о чем так красиво говорил только что министр финансов. Чем закончилась эта история успеха, мы знаем. Это и господину Гаврюку тоже. Иногда дают авансом для того, чтобы поддержать так называемые проевропейские правительства. А граждане ничего не получают от этих кредитов. Консильер ла ничем премьер-министру официал, но ам фост, ам активат ин канцелярии, дупа каре ам фост шеф ал секретариатулы консилиулы экономик. Аста кас мэй документацию. Акума диспри субъект. Программу к фемии ин 2013 дим пакате а фост провалит. Аста нос фии казу эста, пентру к credeți-ne, este și programul și calitatea lui este mult diferită față de ceea ce era în 2013.
13. Deci referitor la avansuri, din păcate, guvernarea socialistă Șor nici nu a putut beneficia de încrederea asta pentru a avea avansuri. Rog să inițiem procedura de vot. Votat în prima lectură de 56 de deputați. Cu lectura a doua ne-am lămurit. Între prima și a doua lectură a apărut o trubă de la Soroca. De ce nici nu încercăm? Stimați colegi, eu înțeleg în lectura a doua nu doriți să votăm așa proiect, pentru că e vorba de niște bani semnificativi. Am întrebat concret, care sunt condiționalitățile? O să fie asta reformă administrativ-teritorială, o să fie asta imputări, nu știu, pentru anumite proiecte, mă tem și să mă gândesc care o să fie. Voi spuneți că o să fie bine și cât de bine a fost, noi am văzut de-am 5 luni. Stimați colegi, voi puteți să vă supărați pe trubi, pe țevi și așa mai departe. Nu, ipocrizia rămâne ipocrizie, pentru că când voi erați aici în locul meu și voi propuneați proiecte pentru interes public, cu toate împunsăturile care mergeau dintr-un sector în altul, noi votam. Următorul proiect, reexaminare. Domnul Alaiba, vă rog. Au fost examinate obiecțiile expuse de către doamna Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, în special asupra amendamentului ce vizează majorarea remunerării judecătorilor Curții Constituționale. Menționăm că Guvernul Republicii Moldova nu a acceptat amendamentul respectiv, motivând că propunerea depășește cadrul de resurse disponibil, neavând acoperire financiară. Prima întrebare, domnul Burduja. Rugăm frumos dacă poate să ne spuneți nouă cetățenilor care va fi în cele din urmă pentru anul viitor salariul unui judecător de la Curtea Constituțională. Pentru că după calculele noastre, asta s-ar primi plus 15.000, cam la ceea ce este. Este adevărat că o creștere parțială a fost menținută conform altui amendament, dacă chiar asta se numește. Domnule Alaiba, eu vă rog, luați legătura cu domnul ministru finanțelor și întrebați exact care este suma. Domnul Bolea, vă rog. La 44.000, care astăzi este salariul judecătorului Curții Constituționale, dacă mai adăugăm 15, aproximativ va fi 59.000. Где-то так, плюс-минус. Aproximativ nu aveți prea, nu sunteți prea departe de adevăr. Domnul Antoi? Dacă cuiva îi place salariul de membru Curții Constituționale sau de deputat, n-are decât să devină. Și atât. Cineva aici a încercat în primul rând, dar niciodată nu i-a suprinit. Calculează bănuț în bănuț, înseamnă că mai are speranță. Rog, inițiem procedura de vot. Au fost votat de 59 de deputați. Acum, prin revotarea acestui proiect, ați majorat salariile membrilor Curții Constituționale cu 34%. Eu vă mulțumesc că ați făcut calculul. E mai bine să-i plătească statul decât culiocarii și bandiții. Mergem mai departe. Proiect de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Lectura a doua, doamna Stamate, vă rog. Prin proiectul de lege se urmărește reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate, prevenirea și repararea prejudiciului suportat din cauza condițiilor rele de detenție, dar și o măsură de depopulare a instituțiilor de detenție, precum și descărcarea organelor procuraturii și instanțelor de judecată de cauze penale care trebuie examinate și soluționate. Rog, inițiem procedura de vot. Votat de 76 de deputați. În continuare, invit la tribuna centrală pe domnul Radu Marian. Se referă în special la piața produselor petroliere. Noi propunem 4 măsuri. 1. Este vorba de introducerea unui moratoriu temporar de 6 luni asupra construcțiilor stațiilor petroliere. A doua măsură se referă la această eliminare taxă fixă pentru licența privind importul și comercializarea cu ridicată de 260.000 de lei anual. A treia măsură, noi ne propunem să majorăm substanțial de până la 10 ori amenzile aplicate companiilor petroliere pentru încălcarea legislației în domeniu. Și în ultimul rând, a patra măsură, noi am propus interzicerea revânzării angro. În cât timp de la adoptarea acestei legi, la noi în Republica Moldova, prețul la benzină va crește până la 25 de lei? Până acum problema era că atunci când creșteau prețurile peste tot, la noi creșteau, dar când se micșorau, la noi nu știu cum, nu se întâmpla acest lucru. Datorită metodologiei pe care și noi, inclusiv noi, am adoptat-o, acum prețul urmează evoluția internațională. Asta spuneți cam din crezut, spuneți că încercăm. Întrebarea logică apare, de ce încerci dacă nu ești convins că îi poți? Noastră așa, după principiul ăsta, nici din casă nu trebuie să ieșiți, domnul Burduja, dimineață. Trageți pierdelile, stângeți lumina și nu încercați. De dacă nu-ți primești, ieșiți din casă. Da, mersi. Următoarea întrebare, domnul Grădinaru. Eu cred că noi suntem unica țară din lume în care pe un kilometru pe traseul Leușeni avem vreo 6-7 benzinării. Eu cred că noi suntem unica țară din lume în care la Sculeanca, în parc, este construit stația PECO
Și pe bulevardul Dacia, la câțiva metri de casă, este stația IPECO. Rog, inițiem procedura de vot. Susținut în prima lectură de 58 de deputați. Următorul proiect. Proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 3 din 2016 cu privire la procuratură. Propunerea vizată urmărește modificarea condiției de experiență profesională necesară pentru accederea în funcție de procuror general și procuror șef în procuraturile specializate, astfel încât să fie permisă candidarea persoanei care are experiență profesională de 10 ani în domeniul dreptului, atât pe teritoriul țării, cât și în afara ei. Totodată, proiectul de lege propune instituirea unei comisii care să efectueze selecția candidaților pentru funcția de procuror șef al procuraturilor specializate. Este vorba de Procuratura Anticorupție și PCCOX. Această comisie se propune să fie constituită din 5 membri, un membru desemnat de Ministerul Justiției, un membru desemnat de președintele țării și 3 membri desemnați de către Consiliul Superior al Procurorilor. Ce va face această comisie este să organizeze interviuri, să verifice integritatea candidaților, să implice un psiholog la etapa concursului și totodată să transmită pe final lista integrală a candidaților, deci nu transmite o listă scurtă, transmite lista totală a candidaților cu punctajul și evaluarea oferită fiecăruia dintre candidați către CSP. Și CSP are discreția din acești candidați să aleagă chiar și candidatul care nu a obținut neapărat punctajul maxim. Mi-e interesant de ce atâta grabă, iarăși modificare la legea la procuratură, fără a avea un aviz a Comisiei de la Veneția. Acest proiect a fost consultat cu Ministerul Justiției în primul rând. El a primit avizul Guvernului, vedeți pe site-ul Parlamentului, el a primit expertiza anticorupției și noi propunem astăzi doar adoptarea în prima lectură. Ulterior urmează să facem și consultări până la a doua lectură pentru eventual a interveni cu îmbunătățiri dacă va fi cazul. Fiind procuror, să fie transferat în aceeași funcție de procuror într-un alt raion. Sau în cadrul aceluiași raion să fie procuror dintr-o secție transferat în alta, dumneavoastră vreți să faci concurs? Bretsivă-i căbălă. Constat că dumneavoastră nu ați citit proiectul de lege, la fel cum nu ați participat la ședința Comisiei Juridice când s-a examinat acest proiect de lege, vă recomand să vă luați timp în vacanță să citiți cap-coadă acest proiect de lege. Eu discut cu ceilalți deputați, nu vă deranjați, dumnealui discut la telefon. Rog, inițiem procedura de vot. Susținut de 55 de deputați în prima lectură. Haideți atunci cu alocuțiunile, după care votăm proiectul privind încheierea sesiunii. Dacă nu votați, nu închidem. Rămânem! Domn Furculiță, vă rog. Dacă ar exista un premiu special pentru cel mai antisocial parlament, atunci actuala majoritate ar fi urcat pe piedestal, ocupând primul loc. În doar câteva luni, majoritatea PAS din legislativ a majorat vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până la 63 de ani. Actualul parlament a anulat indexarea de 2 ori pe an a pensiilor și a refuzat să mai ofere de 2 ori pe an a unor ajutare unice de 1.000 de lei la sărbătorile de iarnă și de Paște. Acest parlament a refuzat în repetate rânduri să voteze în lectură finală proiectul de lege care prevede majorarea cu 30% a salariilor personalului medical. Însă parlamentul a găsit bani să majoreze salariile deputaților, ministrilor și a președintelui Maia Sandu. L-am invitat la tribuna centrală pe domnul Mihai Păpșoi. Atât timp cât vom avea certitudinea că suntem fiecare de bună credință, vom reuși să facem lucruri frumoase, care să dăinuie în timp. Și în acest an complicat am reușit să facem multe lucruri bune. Am majorat pensiile semnificativ și indemnizațiile sociale, în multe cazuri cu circa 60%. Am crescut subvențiile în agricultură cu 50%. Am bugetat sume record pentru infrastructură, drumuri, canalizare, iluminat stradal, ceea ce lipsește atât de mult țării noastre. Am scos țara din bezna izolării internaționale, unde țara noastră s-a aflat prea mult timp. Și toate aceste lucruri le-am reușit, dragi colegi, în pofida unui an a crizelor. Și acum, dacă îmi permiteți și eu cu câteva cuvinte, am să vin la Tribuna Centrală. În 2022 eu vreau foarte mult, îmi doresc și sunt sigur că noi putem să facem 22 să fie un an a proiectelor în toate satele noastre. Foarte mult îmi doresc și sunt sigur că o să implementăm proiecte mari. Că vorbim de drumuri, poduri,
linii de electricitate, interconectări și așa mai departe. Să fie un an în care reforma justiției să fie pe prim plan, în care să-i aducem acasă pe cei rătășiți. Să-i aducem acasă, să-i diferim justiției și să întoarcem banii furați. Nu mă interesează culoarea politică a celui care fură. O furat în fața justiției și să plătească pentru ceea ce a făcut. Crăciun fericit și la mulți ani! Stimați colegi, proiectul de hotărâre cu privire la încheierea sesiunii a doua ordinare anului 2021. Rog, inițiem procedura de vot. Cineva e împotrivă, dar oricum merge în vacanță. 79 de deputați au votat proiectul 417. Declar sesiunea închisă. Onorăm imnul de stat.